Chiar dacă cu întârziere primul lot de 50.000 de doze de vaccin antigripal a ajuns în depozitul național de vaccinuri al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, relatează Mold Press. Astfel, astăzi vaccinul a fost livrat instituțiilor medicale din Chișinău și teritoriilor aferente, iar în următoarele zile acesta va fi transportat în toate unitățile administrativ-teritoriale. Conform sursei citate, acest lot va fi utilizat pentru vaccinarea femeilor gravide și a copiilor. Celelalte categorii de risc vor fi acoperite din următoarele 150.000 de doze care vor fi livrate în decursul lunii curente. Amintim că cele 200.000 de vaccinuri antigripale trebuiau să ajungă în Moldova până la sfârșitul lunii octombrie, anunțau anterior autoritățile. Măsurile de igienă personală, printre care spălatul pe mâini cu apă și săpun, respectarea unui mod de viață sănătos și alimentația corectă, sunt esențiale pentru prevenirea îmbolnăvirilor prin infecții virale acute ale căilor respiratorii și în special prin gripă.